Ai nevoie de mângâiere, încurajare, bucurie, salvare, pace? Ascultă! E un mesaj pentru tine, un mesaj pentru inima ta, un mesaj ce viața îți poate schimba. E un mesaj pentru suflet. Doamne, vin și-n genunchez, ție îți mărturisesc. Fără tine aș cădea, doar tu ești odihna mea. Eu de tine am nevoie, am nevoie, Doamne. Tu ești neprihănirea mea și a mea apărare. Acolo unde-i mult păcat, e har mai mult nemăsurat. Hristos în mine, asta e, prin harul Lui, sfințenie. În cale vin, eu mă las, Iisus, pe al tău braț. E speranță și alin.
Dragi prieteni, vă salut cu dragoste și cu bucurie și în această zi. Am deosebită bucurie și plăcere în același timp să fim pentru câteva minute împreună și să vă spun câteva lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu și cred că pentru vremurile în care trăim, Cuvântul lui Dumnezeu e cel mai bun refugiu și cea mai bună soluție la toate problemele noastre. M-am gândit să vorbesc despre un subiect care îi vizează deopotrivă pe cei în vârstă și pe cei tineri, dar în mod deosebit mă voi adresa puțin mai mult și mai apăsat generației tinere din ziua de astăzi, o generație care uneori lasă impresia că aleargă spre nicăieri, că n-au scop, că înțeleg foarte, foarte greșit libertatea și în sensul acesta vreau să citesc un cuvânt din Scriptură, din Biblie, cuvânt care se află scris în cartea Daniel, la capitolul 3, versetele 15 la 18. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: Noi n-avem nevoie să răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știm, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Am citit doar câteva versete înaintea dumneavoastră, mă voi folosi de întreg capitolul și de întreg contextul și să vă vorbesc puțin despre tineri aceștia, deși nu ei sunt subiectul meu principal, aș vrea să vă vorbesc despre caracter astăzi și în mod deosebit despre oameni de caracter în vremuri de compromis. Pentru că vremurile în care noi trăim sunt vremuri pline, pline de compromis și de oameni compromiși și în vremurile acestea parcă sunt tot mai puțin oamenii de caracter. În cartea Ezechiel, Dumnezeu caută un om, spune în Ezechiel capitolul 22, caut un om. Într-o națiune Dumnezeu caută un om, nu talentat, nu frumos, nu deștept, nu bogat. Dumnezeu caută un om de caracter și spune Dumnezeu, caut un om care să stea în spărtură să salveze o națiune. Și Dumnezeu, culmea, concluzia lui Dumnezeu în cartea Ezechiel, că nu găsește un om de caracter. Cei trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego, împreună cu alți 10.000 de tineri și de evrei, au fost duși în robie babiloniană pentru vreo 70 de ani. Se pare că vârsta lor ar fi fost undeva între 16 și 18 ani. Cei trei tineri, împreună cu Daniel și cu alții, au fost efectiv smulși din regatul lui Iuda și duși în robie babiloniană, pe vremea împăratului Zedechia. Imaginați-vă dumneavoastră trei tineri smulși din familia lor, din țara lor, din patria lor, duși într-o altă țară idolatră, într-o altă țară unde Dumnezeu nu era cunoscut și totuși tinerii aceștia trei, prin comportamentul lor, prin caracterul lor, reușesc cei trei tineri să schimbe modul de închinare, opinia și Dumnezeul lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Și vreau să vă citesc concluzia și apoi vreau să vă vorbesc despre ce înseamnă să fii om de caracter și cam care sunt trăsăturile unui om de caracter în opinia lui Dumnezeu și în opinia Scripturii. Vreau să vă citesc concluzia, să vedeți concluzia la care a ajuns Nebucadnețar după ce tinerii aceștia trei au refuzat să se închine unui chip
de aur înălțat de Nebucadnețar în Babilon. Oamenii aceștia au refuzat să se închine și vreau să vă citesc concluzia. Versetul 28. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească, să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. După aceea împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului. Dragii mei, oameni de caracter în vremuri de compromis. Caracter, etimologia acestui cuvânt provine din limba greacă, de la caracter, care înseamnă o literă sau un semn, un simbol săpat într-o piatră peste care trece apa, peste care vin vânturile și valurile și șuvoaiele și intemperiile, și caracterul acela, simbolul acela săpat în piatră rămâne și nu se schimbă, nu se astupă, nu se șterge, nu va fi eliminat. Rămâne peste veacuri. Caracterul e ceea ce rămâne de noi atunci când peste noi trec valuri, furtuni, talazuri, și vorbesc în mod metaforic, când vin necazuri în viața noastră, oportunități. De fapt, cineva spunea, caracterul e ceea ce faci atunci când nu te vede nimeni. Sau caracterul e ceea ce faci și cum te comporți cu oamenii de la care n-ai nimic de câștigat. Ei, vreau să vedem oamenii aceștia trei, ce trăsături de caracter au avut acolo, tineri, la 16-17 ani, departe de casă, departe de familie, departe de toți. Cum au putut să rămână verticali în fața lui Nebucadnețar? Măcar că au fost aruncați într-un cuptor aprins, pentru că n-au vrut să se închine chipului de aur înălțat de Nebucadnețar. Și m-am gândit, prima lor trăsătură de caracter pe care au avut-o acolo în Babilon, în robie, au fost valorile familiei. Singurul bagaj pe care au putut să-l ia cu ei cei trei tineri din robie, duși în robie, au fost valorile familiei, ceea ce au învățat acasă la mama și la tata. Și dacă sunteți părinți în fața televizoarelor și ne urmăriți acum, e important ce să dăm în copiii noștri. Pentru că într-o zi, că vrem sau nu, că ne place sau nu, vor pleca de lângă noi, vor zbura din cuib. Cei trei tineri au fost mulți și dus în robie și au plecat în robie cu ceea ce au luat de acasă, cu valorile familiei. Sunt foarte importante valorile familiei. Mi-aduc aminte, citeam despre un tată și avea un copil, un singur băiat, și era lumina ochilor lui. Într-una din zile, prin fața porții casei, a trecut un cățel mic, negru, cu o coadă albă, frumos. Copilul, îndată, s-a îndrăgostit de cățelul ăsta, l-a luat, l-a băgat în curte. Avea o zgardă pe care era scris numele și și-a rugat tatăl: tatăl, vreau cățelul ăsta, oprește la casă. Tatăl știa că e al unui vecin din capătul străzii, dar la insistențele copilului a rămas câinele în curte, i-au scos garda, s-au gândit ce să facă cu coada, că era albă și îl recunoștea după coadă. Primul gând a fost să-i taie coada, să nu mai fie recunoscut, dar apoi s-au gândit să nu sufere câinele așa mult, i-au vopsit coada cu negru. După câteva zile, stăpânul acestui câine a trecut pe acolo. A întrebat pe vecin: n-ați văzut cumva un cățel micuț, negru, cu o coadă albă? Tatăl, împreună cu fiul, erau acolo în poartă și au spus: nu, noi avem un câine, dar e negru tot, n-are coadă albă. A nostru e negru, tot așa micuț, dar e negru tot. După 10 de ani, tatăl acesta spune așa: în ziua aceea, când am primit câinele în casa noastră, în curtea noastră, am câștigat un câine și am pierdut un copil. Pentru că în ziua aceea copilul meu și-a dat seama că eu ca tată pot fi compromis. Că eu ca tată sunt dispus să mint. Că eu ca tată sunt dispus să nu fiu cinstit. Caracterul, dragi prieteni, stimați telespectatori, e atât de important în fiecare circumstanță a vieții noastre. Vreau să vă spun ceva. Pe termen scurt s-ar putea să pierdem. Pe termen lung însă niciodată nu pierde caracterul. Dacă Dumnezeu caută oameni în vremea noastră,
pe care să-i folosească și să izbăvească națiuni, caută oameni de caracter. Dumnezeu nu rămâne impresionat de școlile noastre. Dumnezeu nu rămâne impresionat de pedigriul nostru, din ce familie ne tragem, care e spița noastră de neam. Dacă rămâne Dumnezeu impresionat de ceva, rămâne impresionat de caracterul nostru. Ce facem când nu ne vede nimeni? Ce facem când suntem strânși cu ușa? Și tinerii aceștia trei au dus în robie valorile familiei. Dragi tineri, s-ar putea să ne priviți. Știu că subiectul religie și Dumnezeu în vremurile noastre nu e de actualitate. E destul de perimat, de învechit. Pe Dumnezeu îl punem undeva într-o bibliotecă și lăsăm să se pună praful peste el. Avem nevoie poate doar într-o sală de operație sau într-o sală de tribunal. Când nu mai știm ce să facem, atunci apelăm la Dumnezeu. Ascultați, e foarte important, dragi tineri, dacă sunteți acolo în fața televizorului și mă ascultați, să luați cu voi, indiferent oriunde ați merge, valorile familiei. Poate mama și tata nu știu multe să facă, nu știu să navigheze pe internet, n-au cont pe Facebook. Dar mama și tata ți-au dat viață, au pus în tine tot ce au avut ei mai bun și tot ce e mai bun din casa voastră, tot ce e mai bun din casa voastră, luați și duceți în lumea asta. Nu vă fie greu să petreceți timp cu părinții voștri, nu vă fie greu să-i sunați, nu vă fie greu să le dați atenție, nu vă fie greu să duceți părinților voștri flori când încă le pot mirosi. Într-o zi ați vrea să le duceți și nu mai aveți cui. Valorile familiei. Nu vă deziceți de ele, rămâneți cu ele în robia în care trăim, pentru că lumea în care trăim e o robie, e o dependență de lucruri mizerabile. Indiferent unde vă vor duce pașii, e important ce ai învățat acasă la mama și la tata. Dacă acasă la mama și la tata, chiar dacă ei sunt bătrâni, nu mai aud bine, merg greu, se țin de un baston, nu-ți mai înțeleg lumea în care trăiești, dar ei te-au învățat să te rogi, ei te-au învățat să fii respectos, ei te-au învățat să nu minți, ei te-au învățat să iei Biblia, să citești Scriptura, ei te-au învățat să spui mulțumesc, ei, părinții tăi, te-au învățat să mergi la școală, te-au educat, ți-au dat tot ce au avut ei mai bun. Tinerii aceștia trei au dus cu ei în robie valorile familiei. Ce importante sunt valorile familiei, ce important e să nu uiți de mama și de tata, ce important e să le dai valoare cât încă sunt în viață și cât încă o merită. Valorile familiei, asta e o trăsătură de caracter importantă. Oamenii de caracter sunt oamenii care nu-și ignoră părinții și nu-i uită într-un azil. Oamenii de caracter sunt oamenii care își pun părinții pe primul loc, înaintea prietenilor și înaintea altor anturaje. Familia trebuie să fie pe primul loc. Și copiii aceștia trei, tinerii aceștia trei, au înțeles lucrul ăsta. Au dus cu ei în robie valorile ce le-au învățat acasă. Și acasă au învățat că singurul Dumnezeu căruia trebuie să te închini e Dumnezeul Sfânt și adevărat. Și ei, valoarea asta, au dus-o cu ei în robie. Dar nu e suficient. Apoi, o altă trăsătură importantă de caracter a acestor trei tineri a fost închinarea. Tinerii aceștia trei au făcut din închinare mod de viață. Nu party, nu distracție. Nu un eveniment doar. Ne închinăm când și când. Duminică e bine să mergem la biserică. În rest facem ce vrem și trăim cum vrem. Închinarea e atitudinea de reverență și respect la adresa lui Dumnezeu. E atitudinea de teamă sfântă de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e sfânt, iar noi suntem niște bieți păcătoși care avem nevoie de iertarea Lui, de mila Lui, de îndurarea Lui. Închinarea ca mod de viață. E important. Tinerii aceștia trei au fost siliți alături de alți 10.000 de oameni din Israel, aduși robi, și împreună cu alți sute de mii din tot regatul Babilonului să se închine unui chip înalt de 30 de metri. Tot ce trebuiau ei să facă era ca atunci când sună trompetele și tot felul de instrumente muzicale, ei să se proșternă cu fața la pământ în semn de închinare la adresa împăratului. În momentul în care au sunat toate instrumentele pe care eu deja vi le-am citit la începutul predicii, mesajului, tinerii aceștia trei, dintre sute de mii poate de oameni de acolo din regat, din Babilon,
Tinerii aceștia trei au rămas în picioare, restul au căzut toți în genunchi. S-au închinat împăratului, unui chip de aur. De ce ei au rămas în picioare și nu s-au închinat? Pentru că prima poruncă din Scriptură, din cartea Exod, spune așa: să nu ai alți Dumnezei și să nu te închini altui Dumnezeu în afară de mine. Și a doua poruncă spune să nu-ți faci chip cioplit și să te închini înaintea lui. Închinarea e foarte importantă. Noi ne închinăm celui și celei și celor pe care îi adorăm. Te închini lui Dumnezeu, îl adori pe el. Sunt oameni care se închină banilor pentru că adoră banii. Sunt oameni care se închină lucrurilor materiale pentru că trăiesc prin asta, se definesc prin asta, există prin asta. E importantă închinarea. Un mare teolog al secolului al XVIII-lea, Tozer, spune așa și citez: închinarea este juvaierul pierdut al evanghelismului modern. Suntem organizați, lucrăm, avem propriile noastre agende, avem aproape totul, dar există un lucru pe care bisericile, chiar și cele evanghelice, nu-l mai au. Acesta este abilitatea de a se închina. Mă uit în zilele noastre la poporul nostru, care am ajuns să ne închinăm la moaște, la oase, și mă întreb cine aprobă lucrurile astea, pentru că Scriptura din care eu vă citesc și vă predic condamnă lucrurile astea. Și închinarea întotdeauna face parte din caracterul nostru, din fibra noastră. Oamenii aceștia trei au înțeles că în vremuri de compromis, cu sabia deasupra capului lor, au fost amenințați că li se va încinge cuptorul de 7 ori mai mult și vor fi aruncați într-un cuptor aprins. Ei au preferat mai bine să fie aruncați în cuptor și au și fost aruncați în cuptor, pentru că n-au vrut să se închine unui chip cioplit, pentru că asta ar fi lovit în inima lui Dumnezeu. Dragi prieteni, închinarea e importantă, cui te închini și cum te închini. Pentru că celui căruia te închini trebuie să-i dai tot ce ai tu mai bun. Haideți să ne închinăm lui Dumnezeu. Haideți să-i dăm lui Dumnezeu ceea ce merită, și anume închinarea noastră. Știți? Apoi, o altă trăsătură importantă de caracter a acestor trei tineri, pe lângă faptul că închinarea a fost modul lor de viață. Oamenii ăștia nu s-au jucat cu închinarea, au știut, trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu, dar numai lui ne închinăm. Nu faci compromis cu Dumnezeu. Nu, el nu face concesii cu noi. Ne lasă, hai, faceți de luni până sâmbătă ce vreți și apoi duminică veniți la biserică. Dumnezeu nu face concesii cu noi și nici compromisuri cu noi. Închinarea e foarte importantă. Biblia spune că tot cerul, oastea cerească, făpturile cerești, se închină lui Dumnezeu. Nu doar atât. Sunt făpturi cerești care își iau cununa de pe cap și o aruncă la picioarele Mântuitorului, în semn de închinare și de respect. Ori noi ne permitem din închinare să facem distracție, ne permitem din închinare să facem o rutină și o obișnuință, așa numai, să ne păcălim pe noi, crezând că Dumnezeu e mulțumit că stăm ore întregi sau zile întregi la câte o raclă să pupăm nu știu ce oase al unor muritori care nu-s mai buni decât noi, pentru că toți suntem păcătoși și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. A treia trăsătură importantă de caracter al acestui trei tineri a fost curajul. Vă imaginați ce înseamnă la 17 ani, când mii de oameni în jurul tău se închină, tu să ai 17 ani și să rămâi în picioare? Ar fi putut și ei să se aplece, că și așa Dumnezeu putea să ierte, spunem noi. Dar nu, ei au înțeles să spună nu când trebuie spus nu și să spună da când trebuie spus da. E important curajul. Noi nu mai avem curaj pentru că suntem compromiși. Oamenii, politicienii din ziua de azi, fețele bisericești, nu mai au curaj să lupte împotriva păcatului. Știți de ce? Din două motive. Unu, indiferență. Suntem prea indiferenți. Și doi, s-ar putea să fim compromiși și șantajabili.
Și atunci nu mai avem curaj, ne pierdem curajul. Ioan Botezătorul a trebuit să plătească un preț pentru curajul lui. S-a dus la poarta lui Irod și a spus: nu ți-e îngăduit să stai cu nevasta fratelui tău. Tu păcătuiești, tu lovești în inima lui Dumnezeu. Ce curaj! Un pusnic, un om venit de niciunde, Ioan Botezătorul, l-a costat viața, capul l-a costat treaba asta. Vă imaginați? În vremea noastră e nevoie de oameni cu curaj, oameni curajoși, oameni care să iasă în față și să spună pe nume păcatului. Nu să ne prefacem indiferenți, nu să ne prefacem că nu ne interesează, ba ne interesează, pentru că păcatul, dragi prieteni, e rușinea popoarelor. Păcatul lovește în Dumnezeu și într-o zi Dumnezeu, mai degrabă sau mai târziu, va pedepsi păcatul. Va trebui să fim oameni curajoși, curajoși la locul de muncă, curaj să trăiești frumos, curaj să trăiești cinstit, curaj să nu minți, curaj să nu înșeli, curaj să spui nu poftelor mizerabile și atâtor provocări venite din partea lumii și a satanei, curajul de a spune nu. Și în același timp să ai curajul să spui da atunci când trebuie să spui da. Vreau să închei și să vă vorbesc despre oameni de caracter în vremuri de compromis. Despre tineri aceștia care într-o vreme poate asemănătoare cu a noastră, într-o vreme grea, au avut curajul să rămână în picioare, au știut că trebuie să se închine numai lui Dumnezeu și au dus cu ei acolo valorile familiei și a patra trăsătură de caracter atât de importantă. I-am spus credincioșie sau loialitate. Auziți dumneavoastră? Zice unul din cei trei tineri a luat cuvântul și a spus lui Nebucadnețar, împăratului, care era un împărat foarte rău, aprig. Zice, iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins. Asta e credință, poate, Dumnezeu poate să ne scoată. Asta e credință. Dar continuă versetul și spune, versetul 18, dar chiar dacă nu ne va scoate, să știm, împărate, că noi nu vom sluji Dumnezeilor tăi. Asta e credincioșie. Chiar dacă Dumnezeu te lasă în foc, chiar dacă Dumnezeu îngăduie boală și cancer și metastază peste tine și tragedie în viața ta și în familia ta și în casa ta, chiar dacă tu rămâi lângă El, tu rămâi credincioși, tu rămâi loial lui Dumnezeu. Noi, dacă Dumnezeu nu ne face un pic poftele și năravurile, imediat îl abandonăm. Imediat nu ne mai trăbă Dumnezeu, imediat nu ne mai rugăm, nu mai mergem la biserică. Când ne vedem cu saci în căruță, la fel uităm de Dumnezeu. Loialitate, în fiecare zi să-ți începi ziua cu Dumnezeu, să o continui și apoi să o sfârșești noaptea când te duci în așternut, tot cu Dumnezeu. E importantă credincioșia. Știți? Am citit despre Maica Tereza că după ce au murit, au vrut să o canonizeze pentru că a fost o sfântă, au considerat ei. Dar au găsit un jurnal al ei, cei care au vrut să o canonizeze după moartea ei, au găsit un jurnal și în jurnal de foarte multe ori era scris pe paginile jurnalului următoarele cuvinte. Citesc din memorie, nu pot reproduce cu exactitate, dar cam ăsta e sensul. Și spune ea, Maica Tereza, de cele mai multe ori în viață am simțit că eu alerg după Dumnezeu și El fuge de mine. Eu tot alerg și tot alerg și El tot fuge și tot fuge și parcă nu mai reușesc să-L prind. Și mă simt uneori dezamăgită și disperată și mă întreb unde o fi Dumnezeu și ce-o fi vrând de la mine, de ce m-a părăsit Dumnezeu, de ce m-a abandonat Dumnezeu. Sunt gândurile lui Maica Tereza. Când au găsit oamenii din anturajul ei lucrurile acestea scrise într-un jurnal, n-au mai canonizat-o. Femeia aceasta a rămas lângă Dumnezeu toată viața ei, chiar dacă toată viața a simțit că ea aleargă și parcă Dumnezeu aleargă mai tare de ea. Ea fuge și parcă Dumnezeu fuge mai tare de ea.
Să rămâi credincios lui Dumnezeu când nu îl simți. Să rămâi credincios lui Dumnezeu când nu face cum vrei tu. Să rămâi credincios lui Dumnezeu când te aruncă într-un cuptor aprins și tu să spui, Dumnezeu poate să mă scoată de acolo, dar și dacă nu mă va scoate, eu tot nu mă las de El. Eu tot nu-L abandonez. Eu nu renunț la luptă. Am citit despre un atlet la unul din Jocurile Olimpice, venit dintr-o țară foarte săracă din Africa. Era la o probă de 5.000 de metri, undeva pe la mijlocul cursei și-a luxat piciorul și nu mai putea să alerge. Imediat au vrut să-l scoată din stadion, de pe arenă, să-i salveze piciorul. El n-a vrut să renunțe la luptă. Și s-a dus și cum a putut, a alergat și apoi a mers, că n-a mai putut să alerge. Toți ceilalți au terminat cursa și el încă mai avea de făcut o tură două de stadion. În cele din urmă a ajuns și el la linia de finish, îi se învinețise piciorul, îi se umflase, îi se tumefiase. Și l-au întrebat reporterii și l-au întrebat cei de pe lângă el, de ce n-ai renunțat la luptă, la bătălie? Ți-ai rupt piciorul, s-ar putea niciodată tu să nu mai poți alerga, să se încheie cariera ta sportivă aici. Trebuia să ieși afară, oamenii ar fi înțeles de ce ai abandonat lupta. Și el spune așa, țara din care vin eu e o țară foarte săracă. Nu-și permite să trimită atleți pe bandă. M-au trimis pe mine pentru că au avut încredere în mine. Cu banii care i-au investit în mine puteau să plătească câțiva zeci de muncitori un an de zile. Dar ei au investit în mine, țara mea. Eu nu-mi permit să-i fac de rușine. Eu nu-mi permit să renunț la luptă. Pe mine m-au trimis la Jocurile Olimpice, nu neapărat să câștig, dar m-au trimis ca să trec linia de sosire. Și am trecut linia de sosire. Dragii mei, creștinismul e o luptă în care trebuie să trecem linia de sosire. Poporul român e un popor creștin, cel puțin declarat, chiar dacă avem pușcăriile pline. Și în continuare sunt mame care își abandonează copiii și altele care își avortează încă nenăscuți. Așa ne numim, creștini. Nu știu despre ce creștinism e vorba. Un creștinism atât de ieftin, în care renunțăm la luptă, nu ne mai trebuie Dumnezeu. Suntem atei, urgent, găsim argumente împotriva lui Dumnezeu. Am devenit indiferenți. Nu mai vorbesc de credincioșie de care trebuie să dăm dovadă. Indiferent de vremuri, că plouă, că ninge, că e furtună, că ne părăsesc cei dragi, că ne mor iubiții, iubitele, prietenii, că ne mor copiii sau părinții, indiferent ce s-ar întâmpla, credincioșie și loialitate înseamnă să rămâi lângă Dumnezeu. Pentru că El e singura stâncă, e singurul punct central al Universului, singura constantă din Univers. E Dumnezeu și nimeni altcineva. Oameni de caracter în vremuri de compromis. Și oamenii de caracter duc cu ei în lumea asta valorile familiei. Familia e importantă pentru oamenii de caracter. Da, și familia e importantă din toate punctele de vedere. Pentru oamenii de caracter importante e închinarea, cui mă închin și cum mă închin. Pentru oamenii de caracter, curajul e foarte important. Au curajul să stea în picioare, să spună nu când trebuie spus nu. Au curajul răspunderii, au curaj să țină parte acestei cărți vechi, dar nu învechite. Biblia e o carte veche, dar nu învechită. Nu e o carte perimată. Poate e cea mai actuală carte. Indestructibil, adevărurile ei sunt universal valabile. Și după cartea aceasta va judeca lumea Dumnezeu, vii și morții. Și apoi caracter înseamnă loialitate, credincioșie, până la capătul vieții. Loialitate față de Dumnezeu. Și dacă avem loialitate și credincioșie față de Dumnezeu, vom avea loialitate față de partenerul de familie, de viață. Vom avea loialitate față de copii, de părinți. Vom avea loialitate față de angajații noștri, de șefii noștri. La locul nostru de muncă e importantă loialitatea și credincioșia. Dragii mei, nu uitați, Dumnezeu în vremurile noastre caută oameni de caracter. Caută oameni cu caracter, pentru că singurul lucru care se mai întoarce de la cimitir după noi acasă e caracterul, nimic altceva.
Haideți să trăim frumos. Haideți să trăim cum trebuie. Haideți să fim oameni. Și om vine de la grecul antropolos, care înseamnă privitor în sus. Ne-a creat Dumnezeu oameni care să privească în sus. De acolo să ne luăm modelul, acolo să fie sursa existenței noastre pe pământul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, cu multă sănătate și binecuvântare și har și dragoste. Amin. Israel acasă, din răsăriți și celalte zări. Azi Domnul îi cheamă la masă, ei vin din cele patru depărtări. Se întoarce Israel acasă, din răsăriți și celalte zări. Azi Domnul îi cheamă la masă, ei vin din cele patru depărtări. Și dromadele s-au umplut de putere, cu bani și cu avere și cu mari bogății. Ei vin și vin într-una, păstorul-și cheamă turma, de e făcută urma, te-așteaptă ca să vii. De vrășmași, în cuptoare au fost ași, când ai morții cruspași, într-un ai au ruit. N-avea apă să bea, doar la tine striga, tu din dragostea ta, într-un ai ai auzit. Se-ntoarce Israel acasă, din răsărit și celelalte zări. Azi Domnul îi cheamă la masă, ei vin din cele patru depărtări. Se-ntoarce Israel acasă, din răsărit și celelalte zări. Azi Domnul îi cheamă la masă, ei vin din cele patru depărtări. Popoarele din lume și mult necaz și greu pătinit, dar Domnul astăzi strigă iar pe lume, necazul tău Israel s-a sfârșit. Dea-va sus măhrama de pe față, să vezi cu ochii mântuirea ta. Întreaga lege spuse despre el, dar ochii tăi nu l-au putut vedea. Și dromadele s-au umplut de putere, cu bani și cu avere și cu mari bogății. Ei vin și vin într-una, păstorul-și cheamă turma, le e făcută urma, te-așteaptă ca să vii. De vrășmași, în cuptoare au fost ași, când ai morții cruspași, într-un ai au ruit. N-avea apă să bea, doar la tine striga, tu din dragostea ta, într-un ai ai auzit. Se-ntoarce Israel acasă, din răsărit și celelalte zări. Azi Domnul îi cheamă la masă, ei vin din cele patru depărtări. Se-ntoarce Israel acasă, din răsărit și celelalte zări. Azi Domnul îi cheamă la masă, ei vin din cele patru depărtări.
s-a sfârșit. Căci glasul meu milos astăzi te cheamă, vină acasă poporul meu iubit. Și ai să uiți cântarea jalei tale, căci noi cântări voi pune pieptul tău. Să nu te mai cobori nici când în vale, cu timp va fi însuși Dumnezeu. Pe cai și dromadele s-au umplut de putere, cu bani și cu avere și cu mari bogății. Ei vin și vin într-una, răstoruși cheamă turma. Le e făcută urma, te-așteaptă ca să vii. Alungați de vrășmași, în cuptoare au fost arși, când ai morții cruspași, într-un ai au urmărit. N-avea apă să bea, doar la tine striga, tu din dragostea ta, într-un ai ai auzit. Se întoarce Israel acasă, din Neserit și celelalte zări. Azi Domnul îi cheamă la masă, ei vin din cele patru depărtări. Se întoarce Israel acasă, din Neserit și celelalte zări. Azi Domnul îi cheamă la masă, ei vin din cele patru depărtări. Fericirea, dar lumea nu mi-a dat.
Fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: să fie lumină! Și a fost lumină. Până într-o zi când răspuns am aflat,
să împlinești cu mine planul tău. Ce minunat totul tu ai creat. Sunt întregul univers, mare împărat. Răsună prin mânt și prin păi al sufânt, toată creația în laudă strigând. Aleluia, 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 cântăm, slava ție, ți-o dăm pe vecie. Dumnezeu prea înalt. Aleluia, cântăm, slava ție, ți-o dăm pe vecie. Totul tu ai creat. Aleluia, cântăm, slava ție, ți-o dăm pe vecie. Aleluia, cântăm, slava ție, ți-o dăm. Aleluia, cântăm, slava ție, ți-o dăm pe vecie.